Inflația este precum alcoolismul. În sensul că la început când bei, e starea aceea de euforie, tuturor le place, te simți bine. La fel e și când crește masa monetară, când sunt mai mulți bani, credite mai ieftine, mai facil de obținut. Problema se pune că a doua zi te doare capul și nu te simți chiar atât de bine. La fel se întâmplă și cu această masă monetară, cantitatea de bani în exces, de te conduce la o inflație ridicată.